Haideți să urmărim pe doamna Veronica Dragălena. Urmăriți! Aveți pază de stat? Da. De ce? Considerați că sunteți supusă unui pericol? Sau... Eu cred că atmosfera în care noi trăim în ziua de azi, modul brutal în care sunt eu atacată și criticată pe canale Telegram, pe Facebook, mă fac să nu mă simt sigură când merg pe stradă. Și îmi pare rău, pentru că eu nu mă așteptam la, așa ceva când am acceptat această funcție. Credeam nu v-ați că... așteptat la așa ceva? Nu m-am așteptat la ceva. Eu mă așteptam să fiu, uh, nu știu, atacată, denigrată de fugare noștri peste hotare, cum iese câteodată la televizor. Dar să fiu în așa mod uh, atacată, de foarte mulți oameni, de mulți dintre ei sunt anonimi, pentru că nu au curajul să facă acest lucru din numele lor propriu. La asta chiar nu mă așteptam. Păi și de unde și... știți că nu sunt fugarii în spatele... Pentru că, să, pentru că sunt prea mulți. Deci eu cred că, uh, pentru mine e trist că nu există uh, mai multă susținere pentru munca pe care o depun procurorii în această țară. <coughs> uh, și deci asta, dar eu, uh, sigur, după modul în care văd uh, deci lucrurile care se publică despre mine, nu mă simt uh, sigură. Deci, doamna Veronica Drăgălin, procuror în Republica Moldova cu funcție înaltă în Procuratura Anticorupției, conducătorul practic acestei instituții, care trebuie să asigure securitatea și siguranța noastră, ne spune nouă tuturor cetățenilor simpli din Republica Moldova că ea, dumneiei ei, se simte în nesiguranță. Da, da, ați auzit bine. Procurorul șef al Procuraturii Anticorupției ne spune că este în nesiguranță și pentru că, atenție, este criticată pe Facebook și pe Telegram, ea are nevoie de pază specială de stat. Stimată doamnă Irena Drăgălin și Veronica Drăgălin, <coughs> pentru simple critici nu se acordă pază de stat particular. Dacă cineva vă amenință cu răfuială fizică, dacă cineva va amenință cu moartea, atunci da, este de înțeles. Este în pericol viața și siguranța dumneavoastră. Critica este un fenomen și un proces normal, democratic, evident. Cei care ocupă funcții publice în stat sunt supuși opiniei publice. Puteți să fiți pe placul cuiva sau puteți să fiți în detrimentul cuiva. Poate cineva nu vă place, nu este mulțumit de prestația dumneavoastră, de felul în care munciți, de felul în care activați. Sau de cei ce ziceți sau de cei ce faceți. Este un fenomen normal. Cum adică pentru faptul că sunt criticat să cer pază particulară de stat? Stimată doamnă, Oamenii din Republica Moldova, fără asemenea funcții, fără asemenea forță de stat de constrângere, sunt mult mai persecutați, sunt mult mai criticați, sunt mult mai afectați de aceste comentarii, dar ei nu se bucură de pază particulară. Ce fel de exemplu dați dumneavoastră opiniei publice cetățenilor Republicii Moldova în momentul în care le spuneți că dumneavoastră vă simțiți în nesiguranță? Da, un om simplu cum se simte? Acest lucru dă dovadă de incompetență și de agramație juridică, pentru că un procuror general trebuie să fie sigur pe sine, trebuie să fie stăpân pe situație. Este vorba despre o chestiune psihologică. Este paza alătorea sau nu este, acest lucru nu schimbă realitatea, nu schimbă percepția dumneavoastră și felul în care vă simțiți aici. Nu v-ați așteptat ca într-un stat despre care tot dumneavoastră ați, spun, ați spus că este plin de corupție, de hoți de miliarde și de oameni care sunt periculoși să fiți cumva persecutată, murdărită, afectată? Bizar, la ce v-ați așteptat? Era evident ce vă așteaptă. Era absolut evident că ați venit să faceți o muncă de sacrificiu, pe care nu o prea faceți, pentru că nimic nu se recuperează din furtul miliardului, pentru că hoții se plimbă nestingriți pe stradă, iar dumneavoastră vă simțiți în nesiguranță. Dumneavoastră, cea care trebuie să ne garantați nouă securitatea, respectarea legii și siguranța noastră de zi cu zi. Mergem mai departe la domnul Popușoi, care astăzi a fost investit în funcția de ministru de externe. Urmăriți-l, vă rog, pe acest om. Iată, vedem cum dumnealui, după investirea în funcție, după ce a depus jurământul, nu știa foarte exact, era buimăcit, era bulversat, nu știa exact unde trebuie să meargă, unde trebuie să stea. El a mers în fața presei ca de obicei, de parcă ar fi la o activitate politică pas. Ne mai spunând de faptul că a depus jurământul nu cu stema Republicii Moldova sau cu un drapel al Republicii Moldova, ci cu insigna de partid, cu insigna partidului pas. Pasul nu este statul, pasul este un partid politic, de rând cu alte 80 de partide din Republica Moldova. Nu poți să vii la jurământ cu un simbol de parte de Este e inacceptabil acest lucru. Nu poți să vii în fața presiei de parcă ar fi la o manifestație sau la un meeting, să te apropii de camerele de luat vedere și să dai acolo un interviu. Există un protocol. Cuvântul protocol înseamnă respectarea unor tradiții și a unor cerințe solemne, de solemnitate, de investire în funcție. Acest lucru este extrem de important pentru persoana care ocupă funcția de ministru de externe. Stimate domnule ministru de externe, Popșoi, nu vă supărați sau supărați-vă, dar trebuie să cunoașteți foarte exact ce înseamnă protocolul. Dumneavoastră să vă întâlniți cu alți miniștri de externe, cu alți omologi din alte state. Dumneavoastră veți avea o muncă diplomatică enormă într-un context regional și global extrem de periculos, extrem de tensionat. Trebuie să cunoașteți toate aceste chestiuni, trebuie să fie atul dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți absolut deloc experiență în politică externă. Cum veți face față acestor provocări? Cum o să reprezentați Republica Moldova dacă dumneavoastră nici barem după propria investire în funcții, n-ați știut foarte exact că trebuie să stați la tribună și de acolo să răspundeți la întrebări. Așa este protocolul, așa este tradiția, așa este obiceiul. Protocolul înseamnă niște legi, niște reguli solemne, repet, care urmează a fi respectate cu strictețe. Asta nu e o poezie la Matineu. Asta nu este un comunicat de presă sau o conferință de presă a unei acțiuni de partid-pas. Nu confundați statul și Ministerul de Externe cu protestul pas în fața Parlamentului în timpul campaniei electorale. Eu nu știu cum veți face față funcției, pentru că se vede clar de la o poștă că nu aveți experiență în politica externă. Noi avem nevoie astăzi de diplomații scusiți, care știu să citească printre rânduri, care cunosc la perfecție tot ce se întâmplă pe plan local, regional și global. Or, repet, la o chestiune atât de simplă, atât de minoră, v-ați făcut de rușine. Toată, toată, Republica Moldova vuiește de acest lucru. Și el este nesemnificativ. El nu este atât de important, dar el relevă niște de subțuri el lasă să se înțeleagă faptul că nu aveți pregătire necesară, cel puțin pentru niște aspecte tehnice minore. Nu vorbim despre negocieri, despre tratative, despre reprezentarea statului, nu doar în fața statelor partenere cu care suntem în relații bune, ci și cu cele în care suntem în relații dușmănoase. Cele care avem relații tensionate, acolo nu este nevoie de multă atenție, acolo unde aceste gesturi, vor fi tratate totalmente altfel decât Republica Moldova. Acolo nimeni nu o să râdă. Acolo oamenii o să spună: Bă, asta nu are fie cunoștință, fie nu are rușine, fie nu are, preg are pregătiri. Ce fel de ministru de externe ne-a trimis nou dacă el nici măcar nu respectă chestiunile solemne, nemai vorbim de alte înțelegeri și discuții pe care trebuie să le avem. În concluzie, dragi prieteni este atât de grav și atât de evident ce aici se întâmplă în Republica Moldova, încât nu este nevoie de prea multe explicații. Nu este nevoie să fii expert pentru ca să-ți dai seama de faptul că acești oameni sunt total nepregătiți, sunt luați prin surprindere, au căzut din pod în aceste funcții, pentru care nu sunt pregătiți și pentru care, pe care nu le fac față. Acești oameni sunt teleghidați cel mai probabil primesc instrucțiuni în formă scrisă. Este evident că nu noi vom controla politica noastră externă. Este evident că alții ne vor scrie ce trebuie să facem, când trebuie să facem și unde trebuie să mergem. Este evident că nu ei vor lua decizii. Iar procurorul nostru general, pardon, al procuraturii anticorupției, este în nesiguranță. El se teme să-i meargă pe stradă pentru că îl critică cineva pe Facebook și pe Telegram. Asta vă dați seama ce chestiuni Minore și nesemnificative îl fac pe procurorul anticorupție, șeful procurorului anticorupție să ceară pază de stat. Noi nu vorbim despre grupări banditești, noi nu vorbim despre uh, perioadele în care avem mafie pe stradă care împușcă, domnule, care uh, 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 lichidează fizic procurorii. Noi vorbim despre niște comentarii ale, ni ale unor oameni de pe Facebook și de pe Telegram. Și recunoaște doamna Dăgalin că sunt cam numeroși. Și spune că n-ar fi în spate doar oligarhii fugari din Republica Moldova, ci și oamenii simpli care nu o plac. Serios? La un simplu comentariu, ceri în pază de stat. Dacă ar fi plahotniucă Republica Moldova, dacă ar fi șor Republica Moldova, ce ați face? V-ați baricada? V-ați ascunde sub plapumă? V-ați ascunde după fusta mamei? Catastrofă națională, dragi prieteni. Ca întotdeauna încheie acest clip video prin a vă spune faptul că sunt în continuare cenzurat, nu sunt invitat la nicio emisiune televizată în afară de Gheorghe Gonța și M4, probabil unica televiziune liberă care își permite să invite oamenii care au ceva de spus cu adevărat, care nu sunt de acord cu actuala guvernare. Sunt blocat continuu pe Facebook și pe alte rețele de socializare, de asta contez foarte mult pe dumneavoastră. Like-ul dumneavoastră și distribuirea dumneavoastră mă ajută să trec peste această cenzură și ca acest mesaj să ajungă la și mai mulți oameni. Mulțumesc pentru atenție!